ne luați în seamă în continuare. Conferința noastră are ca scop prezentarea cadrului de listă la Senat și Camera Deputaților. Credem că în câteva zile, sau știu, săptămâna viitoare, să facem o lansare cu toți candidații din listă, pentru că de fiecare dată, după cum știți, PNL Botoșan s-a mândrit cu toți candidații care au prezentat în alegeri. Nimeni n-a avut ceva de spus de ei, ceva rău, bineînțeles. Venim după un rezultat care ne nemulțumește, ne-a dezamăgit puțin, dar eu zic că ne-am revenit pentru că am avut un program bun, cred în continuare în programul nostru, și o scurtă analiză a rezultatelor ar suna cam așa. Avem 31 de consilieri locali și un primar. Toate mandatele sunt obținute în mod cinstit, având în vedere cum s-a prezentat campania la Botoșani, lucruri despre care cred eu știe toată lumea, câți bani au circulat, câte amenințări și așa mai departe, dar nu este subiectul conferinței de astăzi. Dar ceea ce este de precizat, cred eu, este că am realizat aceste rezultate cu 40 de organizații constituite și în 60, puțin peste 60, am reușit să prezentăm liste de candidați. Vedeți că pentru noi vine și primarul ales. Deci astea sunt rezultatele. Îmi pare rău că nu am intrat nici în Consiliul Județean, nici în Consiliul Municipal. Ceva s-a întâmplat, de fapt, într-o conferință de presă, în majoritatea conferințelor de presă am spus că noi vom intra în ambele, și Consiliul Județean și Consiliul Municipal, dar excepție făcea cazul în care se polarizează lupta și, într-adevăr, s-a polarizat. În municipiul Botoșani au lipsit, cred că, 15.000 de alegători față de acum 4 ani. Deci orașele n-au adus cumva lumea la vot. Și astea sunt rezultate. Trebuie pentru care ne-am mobilizat și prezentăm candidații pentru Senat și Camera Deputaților. Am solicitat Bucureștiului sprijin pentru a ne întări echipa de candidați. Și mi s-a trimis, sau am ales, nici nu știu cum să spun, candidat pentru Senat. Deci, iată, eu am cedat candidatura mea la Senat pentru un candidat trimis din București. Este prietenul meu, Cristian Petrescu, fost ministru al dezvoltării. Iar așa cum am spus la Camera Deputaților, că din ianuarie îl susțin pe Cezar Vizitiu cu toată forța, pentru că cred că trebuie să apară tineri în politică. Și Cristi, cu toate că este un vechi membru de partid și fondator al Partidului Mișcarea Populară, este și el destul de tânăr, deci amândoi sunt până în 50 de ani. Cristi are 49 de ani, Cezar Vizitiu 35 de ani. Deci am recurs la această soluție pentru că un fost ministru al dezvoltării înțelege foarte bine. Domnul Petrescu a fost ministru al dezvoltării regionale și turismului. Înțelege, cred eu, exact ce trebuie acestui județ. Un județ care nu a dat niciodată mai puțin de 65.000 de voturi stângi PSD-ului și situația din județ o cunoașteți foarte bine. Eu niciodată nu mi-a plăcut să spun că este un județ sărac. Sunt doar județe în care nu a avut loc dezvoltarea. Cum e Botoșani, Vaslui, dar la fel de bine sunt și în sud, cum e Giurgiu, cum e Teleormanul sau Caraș Severinu sau Mehedinți. Care sunt județe pe ultimul loc în ceea ce privesc anumite standarde de dezvoltare. Avem peste 65.000 de locuințe încă cu fără baie și așa mai departe. Eu urmând a-mi duce obiectivul până la capăt de a dezvolta Mișcarea Populară la Botoșani, voi continua să fac acest lucru și voi lucra de aici din județ. Voi căuta o soluție să mă implic în
viața județului în continuare.